Bine v-am găsit la știri. Astăzi, în jurul orei 14:30, un bărbat în vârstă de 50 de ani a fost lovit pe trecerea de pietoni în fața centrului comercial Alba Mall. Victima a traversat regulamentar strada când a fost accidentată de către un șofer inconștient. Bărbatul accidentat a fost transportat la Spitalul Județean Alba pentru a primi îngrijiri medicale. Acesta nu a fost accidentat grav, fiind conștient în momentul în care a fost preluat de echipajul ambulanței. Din primele cercetări efectuate de polițiști a rezultat că vinovat de producerea accidentului se face șoferul autoturismului, care nu a acordat prioritate pietonului care era angajat în traversarea străzii pe trecerea de pietoni. Cel vinovat de producerea accidentului este din Alba Iulia, iar în urma testării acestuia cu aparatul etilotest a rezultat că nu era sub influența băuturilor alcoolice. Cercetările continuă în acest caz, urmând ca șoferul neatent să fie tras la răspundere pentru fapta sa. În jurul orei 17:30, un autoturism aflat în trafic pe strada Vasile Goldiș din Alba Iulia a luat foc. Din primele cercetări, se pare că incendiul a fost provocat de un scurt circuit la instalația electrică. Din fericire, atât șoferița cât și pasagera din mașină au scăpat nevătămate. Cele două femei aflate în mașină au fost luate prin surprindere de flăcările care au ieșit de sub capotă și au uitat să folosească stingătorul aflat în portbagajul autoturismului. Autoturismul a ars doar în proporție de 40%, asta datorită intervenției prompte a echipajului de pompieri care a reușit să stingă flăcările în timp util. Proprietarul automobilului, marcă germană, producție a anilor 90, va trebui să bage adânc mâna în buzunar pentru a suporta cheltuielile de reparații, având în vedere faptul că motorul este complet distrus. Traficul pe strada Vasile Goldiș a fost reluat după aproximativ 30 de minute. Ieri s-a dat startul înscrierilor pentru prima sesiune de bacalaureat. În județul Alba sunt așteptați să susțină examenul de maturitate aproximativ 4500 de absolvenți. Înscrierea candidaților se face până pe 30 mai prin completarea unei fișe tip informatizată la secretariatele liceelor pe care aceștia le-au absolvit. La 1 iunie se încheie cursurile pentru clasele finale a 12-a și a 13-a. Potrivit calendarului examenului de bacalaureat, în perioada 11-27 iunie, se vor desfășura probele orale și evaluarea competențelor digitale. În 2 iulie vor începe probele de foc, cele scrise, care se vor desfășura pe parcursul a 4 zile. Astfel, în 2 iulie, elevii vor avea de susținut proba scrisă la limba și literatura română, iar în 3 iulie, proba scrisă la limba și literatura maternă. Proba scrisă obligatorie corespunzătoare profilului va fi susținută în 4 iulie, iar ultima probă scrisă, cea la alegerea profilului și specializării, va avea loc în 6 iulie. În județul Alba, datele preliminare arată că sunt aproximativ 4500 de potențiale absolvenți care vor susține examenul, din care aproape 3500 din promoția de anul acesta și peste 1000 din alte serii. Astăzi au început înscrierile la examenul de bacalaureat. Elevii din promoția curentă și din celelalte promoții se pot înscrie la școlile unde au terminat liceul. Noi am pregătit examenul de bacalaureat, am asigurat camere și vom asigura camere la toate cele 13 centre de examen. Vom avea nevoie în jur de 300 de camere, 300 de săli. Vom avea nevoie de 650 de profesori asistenți, supraveghetori, pentru toți elevii din județ. Iar examenul se va desfășura conform graficului, iar evaluarea se va face în 3 centre de evaluare. Rezultatele obținute la examenul de bacalaureat vor fi afișate în 8 iulie, iar eventualele contestații se pot depune în 9 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate în 13 iulie. Peste 140 de locuri de muncă sunt disponibile săptămâna aceasta în județul Alba. Cele mai multe posturi, și anume 68, se găsesc în Alba Iulia. Urmează Câmpeni, Blaj, Sebeș și Cugir. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba a făcut astăzi publică oferta locurilor de muncă vacante. Astfel, în Alba Iulia sunt disponibile 68 de posturi, majoritatea pentru muncitori necalificați ca blaj auto, agenți de vânzări, recepționeri, bucătari și ospătari. În Câmpeni sunt disponibile 20 de posturi pentru confecționeri îmbrăcăminte și 5 locuri de muncă vacante pentru muncitori necalificați în industria confecțiilor. De asemenea, sunt scoase la concurs câte un post pentru mecanici și electricieni auto. În Blaj au fost scoase la concurs 10 posturi pentru ingineri mecanici și 10
13 posturi pentru ingineri mașini unelte. În Sebeș se caută muncitori necalificați, directori de producție, sudor și lăcătuși. În Cugir sunt disponibile 15 locuri de muncă pentru lucrători comerciali, contabili, șoferi autocamion, dar și pentru cameriste hotel. Pentru informații despre joburile disponibile în județ, persoanele interesate se pot adresa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Alba Iulia sau agențiilor locale din orașele unde sunt domiciliați. Energia electrică se va scumpi cu 5%. Această majorare va veni până cel târziu la sfârșitul lunii iunie. În ceea ce privește prețul gazelor naturale, acesta va fi mai mare începând de anul viitor. Scumpirea energiei electrice vizează atât consumatorii casnici cât și pe cei industriali. Reprezentanții Comisiei Europene și Fondului Monetar Internațional au anunțat că liberalizarea tarifelor la electricitate pentru populație se va încheia în 2017 și nu în 2015 cum se programase inițial. Ca atare, autoritățile române trebuie să elimine prețurile reglementate pentru consumatorii casnici în următorii 5 ani. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au destructurat o grupare infracțională constituită din 14 persoane implicate în agresiuni de terorism cibernetic. Printre cei 14 învinuiți se află și albaiulianul Picoș Mihai Emil. Procurorii au efectuat 12 percheziții domiciliare în municipiile București, Iași, Alba Iulia, Piatra Neamț, Cluj-Napoca, Drobeta, Turnul Severin, Arad, Craiova, Reșița și Târgu Mureș. Liderul grupării auto-intitulat Anonymous a fost identificat ca fiind Bălăiasa Gabriel, de 24 de ani, din Piatra Neamț, cunoscut în mediul virtual cu nickname-urile Luscart, Anonsboat, Anonsweb și Cartman. Acesta, împreună cu Fabian Gabor și Picoș Mihai Emil, a constituit o grupare la care au aderat ulterior și alte persoane implicate în derularea agresiunilor de terorism cibernetic. Este vorba de accesarea ilegală a sistemelor informatice, sustragerea de date confidențiale sau nedestinate publicității, precum și publicarea în mediul online a datelor exfiltrate. Anonymous au procedat la lansarea de atacuri informatice asupra unui număr de 29 de site-uri. Printre acestea se numără și cel al primăriei Alba Iulia. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a aprobat astăzi planul de măsuri pentru perioada sezonului de vară și pentru perioadele cu caniculă și secetă hidrologică. Printre măsuri se numără identificarea grupărilor de populație care prezintă risc la temperaturi crescute, verificarea modului de funcționare a punctelor de prim ajutor și a punctelor de distribuire a apei potabile, prevenirea, dar și acționarea în caz de incendii. Măsurile pentru perioada sezonului de vară presupun o bună cooperare între Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, comitetele locale, Direcția de Sănătate Publică, Serviciul de Ambulanță, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Direcția Sanitar Veterinară, Garda de Mediu și Direcția Silvică. Avem atitudine proactivă și în fiecare an am făcut acest plan de acțiune pentru perioada de secetă și caniculă. Nu știm cu siguranță dacă va veni, dar ne pregătim organizatorii. Acest plan va fi, după aprobare, va fi transmis comitetelor locale și tuturor instituțiilor pentru a-și pregăti planurile proprii de acțiune. DSP Alba a stabilit planul local de acțiune în caz de caniculă și îl va comunica furnizorilor de servicii medicale, dar va asigura și dotarea punctelor de prim ajutor cu resurse materiale și umane. Serviciul de ambulanță va suplimenta numărul de ambulanță și personal medical și va asigura cantități suficiente de medicamente și materiale sanitare pentru asistența medicală de urgență în caz de caniculă. Scopul este implementarea unitară a măsurilor necesare pentru intervenție rapidă în cazul apariției perioadelor cu temperaturi extreme, și definește nivelurile de alertă, codul verde de sub 35 de grade în intervalul curat 11-17, codul galben 35-38, codul portocaliu 35-40 de grade în intervalul 11-17 și codul roșu peste 40 de grade în intervalul 11-17. În același scop, Inspectoratul Teritorial de Muncă va verifica agenții economici în vederea asigurării condițiilor de microclimat la locurile de muncă, a respectării programului de lucru și a asigurării apei în cantități suficiente. Direcția Sanitară Veterinară se va îngriji de respectarea lanțului frigorific pentru produsele alimentare destinate comercializării. Garda de Mediu va urmări gestionarea deșeurilor de către agenții economici, iar Direcția Silvică va executa patrulări și observații în special în masivele expuse la incendii și pe traseele turistice. Peste 430 de pensionari au beneficiat de bilete de tratament în stațiuni la mare sau la munte. În continuare, pensionarii pot solicita la Casa Județeană de Pensii Alba bilete de tratament de 18 zile, plătind cu jumătate din pensie, indiferent de quantum.
Acordarea biletelor se face având în vedere următoarele criterii: dacă a mai beneficiat de bilete de tratament în ultimii 2 ani, categoria de pensie și cuantumul acesteia. Repartiția se face astfel în funcție de punctajul obținut. Sunt avantajate persoanele care nu au mai beneficiat de bilete de tratament în ultimii 2 ani, pensionarii cu grad de invaliditate și cei care au un cuantum al pensiei sub 400 de lei. Sigur că am căutat tot timpul să mulțumim pe toți cetățenii, pe toți pensionarii care solicită bilete de tratament, în special în stațiunile Gioagiu, la Turda, Sovata, la Felix, Herculane și așa mai departe. Condițiile sunt mai bune, ne-am preocupat și noi împreună cu Casa Națională de Pensii să punem la dispoziția cetățenilor mai multe bilete. Solicitări avem peste 1200 de solicitări până la această dată, deci undeva 60% dintre cetățenii care au solicitat au și primit bilete de tratament și o dignă în stațiunile balneoclimaterice. Reamintim că repartiția biletelor de tratament se face în sistem automatizat. Dacă doriți un bilet de tratament, trebuie să știți că cererea se depune la Casa de Pensii Alba cu 2 luni de zile înainte. Cele peste 600 de bilete repartizate județului Alba de către Casa Națională de Pensii până în prezent sunt cu preponderență destinate tratării afecțiunilor reumatismale, urmând apoi cele destinate afecțiunilor cardiovasculare și nevrozelor. Casa memorială a lui Avram Iancu din Târgu Mureș a luat foc luni dimineață. Persoane necunoscute au aruncat în imobil 4 sticle incendiare. Intervenția pompierilor a fost promptă, astfel că pagubele au fost nesemnificative. Incidentul a fost semnalat înainte de ora 6 dimineața. Potrivit poliției locale, în podul clădirii a fost găsit o sticlă incendiară, iar pe trotuarul din fața casei s-au prelevat cioburi de sticlă. Cum e foarte probabil că incendiul să fi fost provocat, poliția a deschis o anchetă în acest caz, având un cerc de suspecți. Cine sunt jandarmii și cu ce se ocupă ei, ce responsabilități avem în societate și de ce anume trebuie să ne ferim, dar mai ales cum putem fi pedepsiți dacă încălcăm legea. Toate aceste întrebări și-au găsit răspunsul în cadrul unei lecții interactive desfășurată astăzi la Școala Generală Avram Iancu din Alba Iulia. Interlocutorii jandarmilor au fost elevii clasei 1A. Acțiunea desfășurată astăzi de Jandarmeria Alba a avut drept scop informarea profesorilor și elevilor cu privire la locul, misiunile și importanța Jandarmeriei Române în cadrul Sistemului Național de Ordine și Siguranță Publică. S-a urmărit și instruirea cu privire la recunoașterea faptelor antisociale și la modul de sesizare a acestora. Scopul acestor acțiuni este prevenirea violenței în școală. Deci ăsta este scopul principal și noi pe asta mizăm întotdeauna. Ne face plăcere întotdeauna când primim astfel de solicitări, chiar dacă sunt de clasa 1, să știți că sunt foarte interesați de ceea ce se întâmplă în jurul lor. Suntem convinși că și de la această vârstă, mesajul nostru, chiar dacă uneori ne adresăm unor alte grupe de vârstă, mesajul nostru așadar va putea fi perceput atât cât au ei puterea de înțelegere. Chiar dacă sunt încă mici, elevii clasei 1 s-au dovedit extrem de bine documentați, reușind să vină cu exemple de contravenții și infracțiuni. Pe stadion a intrat un spectator pe teren. Da, dacă intră și la noi pe stadion, știți ce riscă? Închisoare. Toate nelămuirile, chiar și în cele mai bizare situații, și-au găsit răspunsul. Pe margine erau jandarmi. Nu i-ați văzut dumneavoastră. De obicei, jandarmii au o prezență cât mai discret, să știți. Nu se bagă prin lume pe acolo. Însă, în momentul în care dumneavoastră ați pățit ceva, sau ei, să nu credeți că dacă este unul care fură pe acolo, nu-i prins. Cu siguranță e prins. Noi spunem că asigură ordinea publică. Deci vă asigură dumneavoastră o atmosferă de liniște, astfel încât dumneavoastră să vă puteți uita la spectacole, să puteți participa la festivitățile care au fost organizate în pace, fără să aveți probleme. Tot în cadrul acestei ore de instrucție, elevii clasei 1 la Școala Generală Avram Iancu au urmărit cu atenție un filmuleț despre Jandarmeria Română. Armă de tradiție, apărută din nevoia socială de ordine și siguranță, Jandarmeria Română a devenit încă de la înființare unul dintre pilonii de bază ai societății românești, pe care s-au sprijinit în egală măsură instituțiile statului, dar și cetățenii. Instituție specializată a statului român cu statut militar, componentă a Ministerului Internelor și Reformei Administrative, Jandarmeria Română este abilitată să exercite în condițiile legii atribuții importante. Totul pentru a înțelege cât mai bine cu ce se ocupă un jandarm și cum intervine el pentru a garanta siguranța cetățenilor.
Elevii Școlii Generale Avram Iancu din Abrud s-au dovedit a fi cei mai apropiați prieteni ai pompierilor. Ei s-au impus în probele disputate săptămâna trecută pe stadionul Cetate. Pe podium au urcat pe rând și micii pompieri de la Școala Vasile Goldiș din Alba Iulia și Școala numărul 2 din Cugir. La concursul de protecție civilă, lideri au devenit elevii de la Școala Generală din Zladna și de la Colegiul Militar Mihai Viteazul din Alba Iulia. Concursurile Prietenii Pompierilor și Cu Viața Mea Apăr Viața s-au desfășurat săptămâna trecută pe stadionul Cetate din Alba Iulia. La competiție au luat parte peste 170 de elevi de la mai multe școli generale și licee din județ, constituiți în 31 de echipe, 9 la secțiunea cu tematică de prevenire și de stingere a incendiilor și 22 la secțiunea cu tematică de protecție civilă. Tinerii și-au dovedit atât cunoștințele teoretice cât și abilitățile practice în desfășurarea unor probe de îndemânare. La concursul Prietenii Pompierilor, atât la categoria echipaje de băieți sau mixte, cât și la categoria fete, podiumul a fost identic. Locul întâi a revenit Școlii Generale Avram Iancu din Abrud, locul al doilea Școlii Generale Vasile Goldiș din Alba Iulia și locul al treilea Școlii numărul 2 din Cugir. La concursul de protecție civilă Cu Viața Mea Apăr Viața, categoria echipaj ale claselor 5-8 a fost câștigată de elevii de la Școala Generală din Zlatna, urmați de cei din Ocna Mureș și Avram Iancu. La categoria licee, lideri au fost elevii de la Colegiul Militar Mihai Viteazul din Alba Iulia, urmați de Liceul Teoretic Petru Maiu din Ocna Mureș și grupul școlar Dr. Lazar Chirilă din Baia de Arie. Strădania elevilor a fost răsplătită cu diplome, cupe, dar și premii în bani. Prefectul Dan Coriolan Simedru atrage atenția asupra faptului că multe din listele electorale sunt completate cu pădurare și poștaș. Nimic nefiresc dacă respectivii nu s-ar folosi de instituțiile pe care le reprezintă pentru a influența opțiunea de vot a cetățenilor. Prefectul de Alba a declarat la Alba TV că directorul de la Direcția Silvică Alba ar implica în politică instituția pe care o conduce. Sigur că trebuie să păstrăm proporțiile. Una este directorul de la Rom Silva și alta este un pădurar. Cu toate că, dacă este, nu vorbeam de mediu, am vorbit de Rom Silva. Am constatat că listele de consilieri locali sunt pline de pădurari și de angajați la Rom Silva. Și de asemenea am constatat cu tristețe că în perioada asta este un sport așa interesant de acordare de lemne de foc. În momentul în care condiționezi votul cetățeanului de acordare de lemne, de foc, de construcții, de nu știu ce, am dat acest exemplu pe care și dumneavoastră îl cunoașteți din povești, în momentul acesta votul nu mai este liber. Nici directorul de la Oficiul Județean de Poștă Alba nu ar fi străin de politică, afirmă Dan Coriolan Simedru. Și în cazul șefului de la poștă au fost anumite lucruri adevărate, se pare că au participat la anumite activități electorale mai discrete, dar în schimb, cum vă spuneam, listele, așa cum sunt pline de pădurari, sunt pline și de poștași. Și aici este o chestie oarecum relativă. Nu pot să interzic și nu putem să interzicem cetățeanului să candideze. Dar trebuie să-i cerem decența de a nu folosi slujba publică plătită din banii statului pentru a-și face propria campanie electorală sau partidului său. De menționat că Nicolae Albu, directorul Oficiului Județean de Poștă Alba, și-a luat concediu de odihnă în această perioadă, iar Lucian Morar, directorul de la Direcția Silvică Alba, i-ar putea lua exemplul dacă nu a făcut-o deja. Joi are loc ultima ședință a Consiliului Local Alba Iulia în actuala componență. Pe ordinea de zi a ședinței prezidată de consilierul Horea Bărdaș figurează 28 de proiecte de hotărâre. Consilierii vor dezbate, printre altele, mai multe proiecte de importanță socială. La acest capitol sunt incluse repartizarea locuințelor sociale chiriașilor evacuați în locuințele retrocedate foștilor proprietari, precum și aprobarea listei de priorități pe anul în curs în vederea distribuirii locuințelor pentru tineri destinate închirierii. Nu în ultimul rând, se va supune aprobării legislativului local propunerea de colaborare între municipiul Alba Iulia, Serviciul Public de Asistență Socială și Centrul Step by Step pentru educație și dezvoltare profesională. Școala cu clasele 1-8 Iona Gârbiceanu din Alba Iulia sărbătorește săptămâna aceasta împlinirea 40 de ani de la înființarea instituției de învățământ. Primele manifestări dedicate acestei aniversări s-au derulat astăzi în cadrul școlii, unde foști profesori, dar și elevi s-au reîntâlnit pentru a depăna amintiri care i-au păstrat de-a lungul anilor aproape de această școală. Vădit emoționat, actualul director al școlii cu clasele 1-8 Iona Gârbiceanu a trecut în revistă evoluția, rezultatele și personalitățile care au marcat în timp această instituție de învățământ. Prin activitățile diverse organizate cu ocazia sărbătoriei a 40 de ani de la înființarea școlii de învățători și profesori împreună cu elevii, deci vorbesc de activități, dorim să aducem un omagiu și mulțumiri tuturor acelora care de-a lungul anilor au contribuit la consolidarea și sporirea prestigiului școlii noastre.
Aducem prin nos de recunoștință celor care au organizat și vegheat la înființarea școlii și la buna desfășurare a procesului de învățământ. Directorul acestei școli, profesor Ciobotă Georgeta, de la înființare până în 72-75, profesor Balin Petru, 75-81, profesor Conțan Traian, 81-86, profesor Mezeșan Olga, 86-89, Turcu Emil, 87-88, profesor Muntean Nicolae, 1989-1997, învățător Nistor Ștefan, 1989-1993, profesor Bocșa Doina, 1993-1997, profesor Morarana, 97-98, profesor Vințele Ralese, 98-2001, profesor Beligăr Felicia, 2001-2005, profesor Maierescu Mariana, din 2005 până în prezent. De la eveniment nu au lipsit foștii elevi și cadre didactice care și-au amintit cu plăcere primele emoții trăite pe băncile școlii Iona Grăbiceanu din Alba Iulia, cunoscută în trecut sub numele de școala numărul 6. Mărturisesc că am primit cu emoție invitația la aniversarea de 40 de ani. Îmi dau seama că au trecut 20 și ceva de ani de când am terminat eu. Emoția este aceeași pe coridoarele școlii. Mă bucur că mulți dintre profesorii pe care am avut sunt prezenți astăzi și pot să-i felicit la acest aniversar și să le spun că îi aștept și la jubileu sau aștept o invitație și la jubileul școlii. Mă încearcă nu numai emoții, ci și bucurie și onoare, pentru că cei care mi-au fost profesori și-au adus aminte de mine și m-au chemat la această aniversare. Într-adevăr, am ales să rămân în Alba, parcă am simțit de când am fost copil că Alba este un oraș de viitor în care pot să-mi pun și eu amprenta, cel puțin pe zona aceasta de cultură, dacă pot să spun așa. Au fost niște ani frumoși, nu am fost eu cel mai model elev, dacă pot să spun așa, dar nici unul foarte rebel, pentru că eram fată, dar în orice caz pot să fac o glumă. Învățătoarea mea, doamna Biriș, a fost și învățătoarea surorii mele, Claudia, și ea a trecut prin această școală, dar ea este medic la București. Și spuneam mamei mele, măi Silvia, parcă fetele astea nu sunt surori. În sensul că ea era tot tipul cu coroniță, eu nu eram chiar așa un elev de nota 10, dar un elev care în final a știut ceea ce vrea, a fost susținut de familie și iată că am reușit să fac ceea ce îmi place, să rămân în Alba și să pot să vin la această aniversare frumoasă. Manifestările dedicate acestei sărbători vor continua pe tot parcursul săptămânii, iar joi la Casa de Cultură a Sindicatelor va avea loc un spectacol omagial oferit de elevii școlii cu clasele 1-8 Iona Grăbiceanu din Alba Iulia. La mijlocul lunii în curs a avut loc în Qatar ediția a doua simpozionului internațional de artă organizat de College of North Atlantic din Doha. Alături de artiști plastici din Marea Britanie, Australia, Germania, Maroc, Sudan, Siria, Oman, China, India și Qatar, a fost prezent și artistul aiudean Ștefan Bolog, care a reprezentat România la această amplă manifestare. În cadrul evenimentului derulat pe parcursul a 10 zile, un loc important a revenit Fundației Interart, a cărei activitate a fost prezentată pe larg de către Ștefan Bolog. În final, expoziția de închidere a manifestării a fost onorată și de prezența lui Constantin Darie, ambasadorul României în Qatar. În altă ordine de idei, Ștefan Bolog a avut o importantă întâlnire cu adjunctul ministrului culturii din Qatar, cu care a dialogat pe tema organizării la Doha a unei expoziții internaționale marca Interart Aiud România, sub genericul Libertate și Artă fără frontiere. Kaspersky Lab a descoperit un program periculos, extrem de sofisticat, care este folosit ca armă cibernetică împotriva mai multor țări. Luna aprilie au fost atacate chiar și instalațiile petroliere ale Iranului. Complexitatea și funcționalitățile noului malware le depășesc cu mult pe cele ale amenințărilor informatice cunoscute până în prezent. Programul a fost descoperit de experții Kaspersky Lab în timpul unei investigații inițiate la cererea Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, un organism specializat al ONU cu sediul la Geneva. Programul periculos identificat de produsele Kaspersky Lab cu numele Worm Win32 Flame a fost creat pentru spionaj cibernetic și are capacitatea de a fura date confidențiale, de a face capturi de ecran, de a strânge informații despre sistemele atacate, fișierele stocate, datele de contact și poate înregistra chiar și conversații audio dacă acel computer are atașat un microfon, inclusiv de la camera web. Cercetările preliminare indică faptul că acest malware există fără să fi fost detectat până acum de mai bine de 2 ani, adică din luna martie 2010. Din cauza nivelului extrem de complex, dar și a naturii direcționate a atacurilor, niciun software antivirus nu a reușit să-l identifice. Știrile iau sfârșit aici. Dacă ați fost martorul un eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@alvatv.ro sau la numărul de telefon 0371020000, iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Rămâneți în continuare cu știrile sportive și datele despre starea vremii. Eu sunt Anca Huț și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!
Bun găsit la știrile din sport! Cea mai așteptată proba Spartacheadei s-a desfășurat astăzi în poligonul de tragere al Colegiului Militar Mihai Viteazul Alba Iulia. Proba de tir a adunat la start 30 de elevi de la cele 3 colegii militare din țară. Întrecerea este cu specific militar, proba de tir fiind o materie școlară la colegiile de profil. Ajuns la cea de 40-a ediție, Spartachiada a adunat la start sportivii colegilor militare Mihai Viteazul Alba Iulia, Dimitrie Cantemir Breaza și Ștefan cel Mare Câmpul în moldovenesc. Lotul este format din aproximativ 60 de elevi care s-au pregătit pentru toate sporturile din cadrul competiției. Astăzi am participat și noi la una din probe, mai exact la cea de tir, unde întrecerea a fost posibilă doar în paralel, neputând exista contact față în față din cauza gloanțelor. Deci ne aflăm la Alba Iulia, o gazdă primitoare pentru noi, cei care organizăm astfel de competiții, la cea de-a 40-a ediție a Olimpiadei de Vară a Sportului Militar Liceal, competiție rezervată colegilor militare liceane. Pot să vă spun că această activitate a devenit o tradiție pentru noi, este un moment foarte important pentru activitatea sportivă a colegilor militare liceale și, de ce nu, una dintre cele mai importante și complexe activități sportive organizate la nivelul Statului Major al Forțelor Terestre. Întrecerile sportive dintre cele 3 colegii militare au un grad ridicat de dificultate, de multe ori ajungându-se la nivelul unor competiții naționale. Pot să vă informez că timp de 4 zile, cei mai tineri militari ai Armatei României, elevii colegiilor militare liceale, se vor duela la atletism, tir, tenis de masă, handbal, volei, basket și o probă aplicativ militară, triatlon militar. Probele grele cu arme și muniție pot duce la accidente, însă elevii militari sunt pregătiți cu foarte mare atenție. În plus, sunt foarte bine supravegheați, accidentele fiind inexistente la aceste probe. Aveți și probe care implică multă atenție. Ați avut ceva incidente până acum? Deocamdată nu. Și de obicei, noi cei din armată suntem bine organizați și sperăm să nu fie incidente. Competiția continuă cu meciuri de basket, handbal și volei, urmând ca joi dimineața să fie organizată festivitatea de premiere. Adrian Ungur, tenismenul român în vârstă de 27 de ani, a reușit ieri cea mai frumoasă victorie a carierei sale. Românul a învins pe fostul număr 3 mondial, David Nalbandian, în primul tur al turneului de la Roland Garros. Turneul din Franța este de mare șlem, fiind a doua competiție după turneul de pe iarbă de la Wimbledon. Românul a început fără teamă în fața argentinianului, reușind un prim set foarte bun câștigat cu 6-3. Adrian a slăbit puțin jocul în cel al doilea set, cedând în fața sud-americanului cu 5-7. Cum toată lumea aștepta o victorie clară a lui Nalbandian, Adrian Ungur și-a păstrat încrederea în sine și a luat argentinianului următoarele două seturi cu scorul de 6-4 și 6-5. În turul al doilea, românul va întâlni pe colosul Roger Federer, care este idolul acestuia. Chiar dacă a reușit o victorie frumoasă în fața lui Nalbandian, Adrian Ungur pleacă victimă sigură în fața elvețianului. Duelul român-elvețian continuă și în fotbal, unde Naționala României va întâlni reprezentativa Elveției mâine, acest duel fiind mai echilibrat decât cel din sportul alb. La finele săptămânii trecute, la baza sportivă Constructorul din Pâclișa, a avut loc campionatul județean de tenis. La această competiție au participat persoane de toate vârstele care au practicat sportul alb pe cele 7 terenuri ale bazei sportive din Pâclișa. Copii cu vârstă între 10 și 18 ani au șifonat zgura terenurilor de tenis ale bazei sportive. Numărul competitorilor a trecut peste 60, aceștia reprezentând cluburi precum Tennis Club Sandin Aiud, SC Constructorul Alba, CSO Cugir și Art Tennis Alba. Rachetele copiilor au lovit mingile de tenis pentru public, dar mai ales pentru performanță. Meciurile rezervate seniorilor veterani s-au disputat în sălile Colegiului Horia Cloșca și Crișan și Colegiul Tehnic Apulum. Toți participanții campionatului au primit diplome, iar primele 3 locuri de la fiecare categorie de vârstă au primit medalii și trofee. MX Ocaci, directorul de turneu, ne-a declarat că a fost foarte mulțumit de organizarea competiției. Acestea așteaptă pe tenismeni și în luna iulie la baza sportivă pentru turneul numit Cupa Constructorul. Acestea au fost știrile din sport. Rămâneți alături de Alba TV! Bun găsit la o nouă rubrică meteo. Vremea se menține instabilă, cu norări în majoritatea zonelor. Ploile vor fi mai frecvente și mai abundente în zona de munte, unde cantitățile de apă vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat. În rest, ploile se vor semnala local. Vântul va sufla slab și moderat, iar presiunea atmosferică va crește ușor pe toată durata intervalului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 23 de grade, iar cele minime între 6 și 14 grade Celsius. Așadar, găsim înregistrate în această seară 14 grade atât la Alba Iulia cât și la Sebeș, 13 grade la Aiud, 12 grade la Blaj și 10 grade Celsius înregistrează termometrele la Câmpeni.
La noapte, mercurul din termometre va scădea până la valoarea de 10 grade la Alba Iulia și Aiud, vor fi 11 grade la Sebeș, 9 grade la Blaj și 8 grade Celsius la Câmpeni. Mâine vremea se va încălzi ușor, dar rămâne în general instabilă. Cerul va fi temporar noros și, îndeosebi în cursul zilei, vor mai fi averse însoțite și de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 26 de grade, iar cele minime, în general, între 6 și 14 grade Celsius. Așadar, aproximăm regimul termic de mâine, situându-se în jurul a 24 de grade la Alba Iulia și Aiud, vor fi 25 de grade la Sebeș, 23 de grade la Blaj și 20 de grade Celsius la Câmpeni. Cea de-a patra zi a săptămânii ne așteaptă cu cer variabil, iar fenomenele asociate instabilității atmosferice se vor semnala doar izolat. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 27 de grade, pe când cele minime, în general, între 4 și 14 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile meteorologice din această seară. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. La revedere!